Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 14 să din 20. Blingourile de aur în geantă? Da. Și a zis că trece de ce chin. Da, cum? Da, trece, mai ce probleme sunt ale mele, doamne. Și că nu aveți voi cu metal în avion, domne. Mă jigniți? Orice fel de da, uitați-vă la ce metal, despre ce metal vorbim aici. 400.000 de euro, conform legii, cine vrea să transporte în altă țară bunuri care au valoare mai mare de 12.500 de euro, trebuie să le declare. Scriu jurnaliștii de la Republica. Acum românul prins cu aurul nedeclarat va plăti o amendă. Atenție, cum e aici la Italia. Amenda este cuprinsă între 10 și 40% din valoarea nedeclarată. Vai de capul meu. Ustură, nu? Da, ce-o fi în capul oamenilor când fac lucruri de astea? Vezi că scrie acolo că nu intri cu forfecuț, cu lichid, cu lacrimi, cu ce mai fi acolo. Și te gândești că intri cu aur, cu... A produs românul jumătate de kil de aur în Italia și venea cu el în România, știi? Cât ai zis că erau 14 lingouri? 14 decât... lingouri, 400.000 de euro. Da, oare ce greutate e asta? Nu, mai nu mă opresc să calculez acum câte gramul de aur, că apar nu am câte gramul de aur, dar... Aveau cum să fie puține, oricum ce merge la... Îți dai seama că mergeam doi de șalec așa la referat. Scărat, ce aveți aici? 14 lingouri de aur. Te-a oprit vreodată la aeroport? Dar mai după asta mă gândeam, eu cu apa chioară, știi, că mai mi-au cât o sticluță de aia de apă și uit să o arunc înainte să merg să declar bunurile, mă rog, să te controleze. Da, m-a oprit. Și sticlele de apă, da. M-a oprit, am fost suspect de terorism la un moment dat, din cauza unor pastile, știi? Dar nici eu n-am știut, nici oamenii de acolo. Știi că prin sondaj te iau și te dau cu substanță din aia să vadă dacă ai lucrat cu explozivi. De cu fiecare dată mi se întâmplă asta, da? Pe otopenie, am și spus celui care mă controlează, domne, dar chiar piuie mereu la mine, ci că nu, că e aleatoriu. Păi aleatoriu. Și aleatoriu, dar în fiecare zi, mă rog, în fiecare zi, de fiecare dată când... Da. Și mi-a ieșit substanță din aia. Eram în Germania, la Frankfurt. Și a venit domnul de acolo. De alea de țânțar sau ce? De alea de sânge, știi? Aspirină din aia de sânge obișnuită, okay. Pentru circulație. Și s-a uitat, deci polițistul s-a uitat la mine așa și a zis: luați loc aici și nu vă mișcați. Păi zic, dar ce am făcut? Că mă duceam la scara avionului, știi? Era acolo la Nemț, porțile de intrare la Frankfurt sunt chiar înainte de a te duce la avion. Și zice: stați aici. Ba da, am stat vreo 2, 3, 4, 5 minute și am zis: nu vă spărați, eu de ce stau aici? Și omul a zis: poate sunteți obosit. A zis: stați aici că vine poliția să rezolve cazul dumneavoastră. Aha. Mamă, când am auzit de poliție, m-am albit. Zic: ce caz, frate? Știi? Și mi-a zis: sunt urme de explozibil. Cred că mi-a zis, sau am interpretat. Eu, în orice caz, a apărut în vreo 5 minute un polițist, mi-a desfăcut la geanta... peste tot așa s-a uitat. Asta pe care o am la mine, apropo. Și la un moment dat scoate blisterul de pastile care nu era pus în nimic, știi? Nu era pus în cutie, nu era nimic. Și din care luasem câteva pastile. Și probabil că substanța aia căzuse pe acolo, pe mâinile mele. Era suspect, da. Adică... Era suspect și omul a început să râdă și a zis: uite, de la asta e, dați-i drumul omului. Dar a fost un sfert de oră în care, cum să zic, intens pentru mine, că între mărau, aia n-aveau niciun gând să oprească avionul sau ceva de genul ăsta, venisură autobuzele, nu, era un cetățean aici cu... Zi-mi zic că n-au avut și un câine. Da, exact. Mușca așa la din tine. Da. Așa, de control. Uite, Mirela a făcut el o socoteală și a zis că sunt vreo 10 kg de aur. Cam atât avea românul la el. Păi exact cât trebuie să nu depășești când mergi cu avionul și ai bagajul ăla de cockpit. Chiar aș vrea să întrebăm și pe cei care ne ascultă dacă au avut astfel de pățani prin aeroport și, domne, până la urmă, cu ce ați fost opriți în aeroport? Tot cu aur? Sau poate mergeați cu argintul, cu platina, cu, da, nu știu... Da, da. Cu dulceață, astea-s dese. Oameni opriți cu mâncare, cu tot felul de lucruri de astea în aeroport, știi că n-ai voie să duci. Te trezești că te duci în America și ai jumătate de porc la tine. Doamne, și ferește, păi, pierzi porc. Exact, pierzi porcul, strica. Cu ce v-a oprit... V-au oprit ăștia, domnule, în aeroport. N-au vrut să înțeleagă. Cu ce? Cu ce? Hai că vrem să auzim poveștile voastre în dimineața asta. Poate ne mai descrețim frunțile. Odată să mă duc în Italia la o mătușă. La controlul de securitate era o doamnă care era oprită de către vame. Și când mă uit să văd ce se întâmplase, avea vreo 5 borcane mari de un litru sau mai mult, pline cu ciorbă. Vamei și au spus că nu are voie, însă doamna către ei: vă rog, eu trebuie să-i duc băiatului, că nu a mai mâncat și el de foarte mult timp ciorbă. Hai, vă rog, eu. Bineînțeles că n-a avut succes și vamei și au aruncat ciorba la gunoi, doamne. O fi stat și toată noaptea să o gătească, sau au mâncat-o, da. Da.
Vezi, femeia, vezi ce înseamnă, mă, sufletul de mamă. Asta, mamă, că-ți face o mamă o ciorbă. Din România, ți-o. Ciorba n-ar trebui să fie interzisă. E lichid, nicăieri. E lichid. Ce n-ar să... trebui, e ciorbă. Dar ce, nu mai bine lua Leușteanu așa și... Îl făcea drept acolo, punea Leușteanu la cală. Auzi, sau da. O înghețați. O înghețați, o puneți cu un cup de gheață la cală. Unde vrei să mai pleci prin lume? Care va fi următoarea ta călătorie cu avionul? Că vreau să-ți dau și eu ceva la bagaj. A, nu știu, n-am niciun program. Un pește de acvariu. Îl pun așa într-o pungă cu apă și te rog să-mi transport și mie. Ha. Păi, da. Cum? Bună dimineața din Botoșani. Am avut ocazia să văd de la aeroportul din Bacău, scos din bagajul unei doamne, un pește de acvariu transportat într-o pungă cu apă. Era cadou pentru nepotul său din Italia la niște anișori. Culmea e că a ajuns cadoul. Uite, domne. Cum? Nu știu. S-o întreba pe doamne. Da. Ia stai. Mâncat. Cărușa de aia mică de... Ia. Ah, n-am prins eu mesajul ăsta de la început. Bună dimineața, nu eu am pățit-o, dar am fost de față pe Otopeni când la îmbarcare o bătrânică avea dita mai forfecă și un cuțit în bagajul de mână, ne povestește Viorel. Bătrânica cu cuțitul pe aeroport. Da. Vezi filmul ăsta? Era bătrânica de ieri. În 1990, în preajma sărbătorilor de iarnă, am condus un unghi, pleca la copii în Italia. Măi, dar numai în Italia se întâmplă, vezi? Da, da, sau... păi cel mai des acolo plecăm. Când să treacă de primul filtru, au început să piuie toate cele, într-un mare fel. Ce se întâmplă? Unghiul era născut în 1990... În 1000... A, este un banc, cred că. Ah. Sau nu e un banc. Unghiul a fost... era născut în 1893, iar aparatele nu fuseră actualizate. A fost felicitat. Mihaela din București. În 1893. În 1990. Dar în ce an s-a întâmplat, doamnă, chestia? În 1990. Serios? Da. Really? Da. Da. Se poate. Se poate, da. Cum? Se poate. 1893, ma. Bunica mea locuiește în America, iar când a plecat ultima oră din România înapoi acasă, bineînțeles că avea bagajul plin de clisă și alte merinde, da. Iar pe aeroport în Budapesta au nebunit toți câinii de la control. Îți dai seama aia care erau centrați, erau centrați pe cannabis, pe marihuana, pe chestii de astea. Și unul dintre ei a zis, bă, șuncă, este momeală, ne-au nenorocit ăștia, Patrocle, vină, acoperă, nene. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.